În mâinile sculptorului sătmărean Vasile Coter, o bucată de lemn se poate transforma într-o secvență dintr-o bătălie istorică sau într-un obiectiv decorativ unic. Cu toate că petrece în fiecare zi mai bine de 10 ore în atelierul de acasă, sculptorul susține că din această pasiune nu se poate trăi fără ajutorul familiei. Vreo 6-7 ani cu un cuțitaș mic am apucat să sculptez băte, așa a început, dar dacă se vede acum am ajuns la vreo 500 de bucăți. Și ultimele ce le fac acum deja povestește o istorie. Mulțumesc familiei că mă ajută și am un prieten foarte, foarte bun la viile satul Mare Pop, Iosef, care mă ajută. Altfel nu știu cum aș putea trăi din asta. Din sculpturi, din cultură, nu poți să te îmbogățești. Dar bogăția adevărată consider că este atunci când, iată, ai o asemenea expoziție și îți vin prietenii, îți vin sătmărenii să-ți vadă lucrările și îți apreciază cu adevărat munca și talentul pe care îl ai. Deși meșterul se declară mulțumit de arta sa, pe fața lui se citește și o oarecare dezamăgire. Tehnologia este acum în atenția tinerilor și sunt prea puțini aceia care se arată interesați de arta populară. Pentru a-i face pe tineri să fie cât mai interesați de sculptură, acesta ar fi dispus să le dezlușească unele secrete, însă și pentru aceste ore ar fi nevoie de un atelier care necesită o investiție. Eu aș ajuta, că văd că copiii, mai ales bătele, nu știu, iar, adică mie îmi place foarte mult, dar am văzut și copiii când sunt în tabără, mă înconjoară copiii, stă acolo lângă mine să vadă cum fac și le place enorm de mult. Numai aia, bai că ar trebui posibilități, eu aș, da, fără să-mi plătească cineva ceva la școală de artă, ore, dar cineva trebuie să, un atelier, scule. La împlinirea vârstei de 65 de ani, autoritățile i-au înmânat o diplomă, iar prietenii și cunoscuții prezenți la vernisaj i-au urat multă putere de muncă pentru a transmite mai departe dragostea pentru arta volumelor în spațiu.